Eu completez aici cu numele tău de Brăilean. Vreau ca orașul meu să se schimbe în bine, să fie cunoscut, căutat și apreciat, să redevină european o capitală culturală așa cum a fost odinioară. Vreau să lăsăm copiilor noștri un oraș de care să fie mândri, în care să-și dorească să se întoarcă cu drag. Un oraș care știe să spere și să împlinească vise și care face cinste locuitorilor săi, candidând la titlul de capitală europeană a culturii 2021. Brăila și-a depus candidatura pentru titlul de capitală europeană a culturii și a intrat oficial în competiția care va dura 6 ani, timp în care municipiul va desfășura numeroase proiecte culturale. Pentru a marca momentul intrării în concurs, 50 de brăileni s-au întâlnit în centrul orașului. Ceasul albastru a sunat la ora 20:21, cifră ce desemnează anul în care se va anunța marele câștigător. 3, 2, 1, yeah! Evenimentul intitulat sugestiv Noi, proiectul nostru, a constat în strângerea de semnături prin care brăilenii și-au dat acordul ca municipiul să devină unul cultural. Alba Iulia, Arad, Baia Mare, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sfântul Gheorghe și Timișoara sunt rivalele Brăilei din România pentru titlul de capitală culturală europeană în 2021. În cei 30 de ani de la implementarea conceptului, țara noastră nu a câștigat titlul decât o singură dată, în 2007, pentru Sibiu. Succes Brăila 2021!